Dinamo părea că va trece la pas de Olimpia Satu Mare, Claudiu Niculescu deschizând scorul la 10 minute de la începutul meciului. Divizionara B nu a fost însă impresionată de palmaresul Câinilor Roșii și în repriza secundă Sălujani a pasat lui Șuteu, acesta marcând golul egalizator. Din minutul 60, Dinamo a jucat cu trei atacanți, Mihalcea, Niculescu, Dănciulescu, dar Alb Roșii nu au mai înscris în ciuda unor mari ocazii. Calificarea s-a decis la loviturile de departajare. Sătmărenii au ratat prin Oros și Șuteu, ultimul încercând o scăriță cu care și-a anulat toate meritele de la golul egalizator.